România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM. Sânge de rocker, o campanie Morning Glory Rock FM. Nu e rău, sunt talentați, era și păcat să renunțe acum. Vorba de formația vocal-instrumentală Boschito și ne bucurăm că... A, nu ne auziți? Sau nu ne... Imediat. Se rezolvă? Ne auzim acum? Bun, e foarte bine. Da, ziceam că sunteți talentați și că, uite, v-am invitat, pentru că ne place să susținem formațiile la început de drum. Și suntem alături de voi... E chiar păcat să nu insistați. Vezi cântece frumoase, cover-uri după formația Boschito, ăștia au fost foarte tari, mie îmi plăcea mult de ei și ce să zic, păcat că, dar uite, cu
pletele în vânt și cu nervii la pământ. Voi, da, voi reușiți să faceți o treabă bună chiar dacă ei au renunțat. Da, așa. Acum, următoarea piesă e Omul Perete. E o piesă pe care a scris-o Radu la nervi după ce s-a întors din state. Este dracu, nu se mai poate, trebuie să le zic la ăștia ce am înțeles. Așa că Boschito... Dar erau problemele mele, nu ale societății neapărat. Societatea e așa, dintotdeauna. Dar așa a fost perioada respectivă. Mai cu fiere, cu multă fiere. Nu s-a schimbat mare lucru, dai mai mult zahăr acum. Cam atât. Pun ăștia mai mult zahăr. Bun, Boschito, îi aplaudăm și ne cântă încă un cântecel și după aia un cover extraordinar. Dedicație pentru toți oamenii perete.
Eu mereu am admirat formațiile care vin cu covorul lor, Nenica. Adică știi că ai în față o formație serioasă, dacă vezi care covorul ei. Voi de când trageți de covorul ăsta? Nu-l avem de atât de mult timp ăsta. Este... De când... De unde l-ai subtilizat, Ionuț? Parcă de la Brezoi, covorul. A fost covorul lui Bad Heart, cred. Și mamă, din Living? Ne-a rămas nouă. Sau ăsta nu, la Bad Heart, acasă, cred că a redita mai căsoi. Cred că era în hall ăsta. Probabil. În debarat, da. Da, băi, au covor. Asta e foarte important și asta ți arată, bă, ăștia strupă serioasă. Nu e... Formațiile fără covor. Nu mai vin unii, mai încearcă o mochetă, o carpetă, o pun în spate, dar nu e același lucru, nu se leagă. Degeaba, degeaba. Fără covor. Nu, am furat ideea de la System of a Down pe vremuri. Așa. Ei au venit cu multe covoare la un concert și noi nu am fost atât de succes ca și ei să ne luăm 14 covoare, să le punem așa, dar cu unul ne-am descurcat, ne descurcăm. Și acum, după ce facem cover-ul de la Coma, o să ne permitem să luăm și pe al doilea. E foarte important. Și eu, încet, încet, hai că un mic magazin în fața scenei... Oh, nu, cei care mă cunosc știu că sunt mania cu covoarele. Atunci e bine. No, e terminată, că ei nu-i place să facă shopping, este o specie rară de femeie. Și eu când merg în magazinul de covoare, stau câte o oră, deci este o traumă familială, nu vreți să știți. Incredibil. Da, incredibil. Covoare. Deci au început să vândă băuturi în magazine de covoare. Este probabil uluitor. Că am fost Aladin în altă viață, nu știu. E uluitor ce se întâmplă. Bun, avem Boschito, avem Valoare, avem covoare, avem și cover, numai covoare, deci e cover-covor, merge. E bine. Coma, cântăm povestea făcută de Boschito, nou-nouță. Ce? N-ai să mă mai chem, va fi ecoul slab. Și-n camera de zi va fi îmbrăcat în alb. N-ai să mă mai chem, va fi ceasul stricat. Și multe sensuri noi pe chipul așurat. Povestea, să nu mai uiți nici când, nici cum. Arunc vestea, din gura ta va suna bine oricum. Strângem lucrul și arată-mi drumul cel mai scurt. Tu mă aiurea și spune-mi că nu-ți cer prea. N-ai să mai deschizi sertarul din priviri, rămâne va închis în pradă înțiplui. N-ai să mai deschizi, voi ști să te ascult prin mii de gânduri prins în pagină de mult, în pagină. Cântă povestea, să nu mai uiți nici când, nici cum. Arunc vestea, din curaj.